A 13-a ediție a Zilelor Culturii din Comuna Aninoasa va debuta la sfârșitul acestei săptămâni, vineri pe 6 noiembrie la ora 13, cu o ședință festivă a Consiliului Local din Aninoasa, unde va participa, pe lângă colectivul primăriei, și ansamblul folcloric Vestitorii Aninoasei. De la ora 15, la Centrul Local de Informare și Promovare Turistică Aninoasa, va avea loc activitatea Aninoasa Turistică, unde se va sărbători un an de la înființarea centrului. Totodată va avea loc expoziția de desene și fotografii Aninoasa dincolo de cuvinte. De la ora 17, la Biblioteca Locală Constantin Manolescu se va desfășura Seara de Poezie, în care vor evolua elevii școlii generale din localitate. Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 10, tot la Biblioteca din localitate, va avea loc concursul Fi Ecoaninoșean, iar de la ora 16, la Centrul de Cultură, se va desfășura a doua ediție a festivalului Hora de la Aninoasa. Ziua se încheie la ora 20, în aceeași locație, cu o proiecție de film pentru tineri. În ultima zi a manifestărilor vor avea loc activități sportive, teatru pentru copii, dar și spectacolul folcloric Comor de Cântec Muntenesc, unde vor concerta artiști precum Simona Dinescu, Ileana și Mihail Pavelescu, Mirabela Drăguș, Gheorghe Ciucioiu, Nicoleta Vasile, Alina Conovici sau Bianca Ioana Cristea. Evenimentul va avea loc la Centrul de Cultură din localitate de la ora 16 și va fi prezentat de Cristina Ilie.